mijlocul lunii iunie, comandamentul flotei a planificat și desfășurat exercițiul Shield Protector 20, cel mai mare exercițiu naval organizat în prima jumătate a acestui an. La primele ore ale dimineții din porturile Constanța sau Mangalia, dragorul maritim locotenentul Pudinescu, fregatele Regina Maria și Mărășești, remorcherul maritim Viteazul, corvetele contraamirale Eustatiu Sebastian și amiral Petre Bărbuneanu, navele purtătoare de rachete, zborul și răstunul, au executat manevra de ieșire din port și au navigat apoi spre raioanele stabilite. Pe timpul Shield Protector 20, specialiștii Centrului de Instruire, Simulare și Evaluare al Forțelor Navale au evaluat navele din compunerea TAS Grupului Maritim și statul major al grupării, care a fost îmbarcat la bordul fregatei Regina Maria. Navele au desfășurat manevra de apropiere în cadrul exercițiilor de reaprovizionare pe mare, exerciții de vitalitate și de căutare a oamenilor căzuți în apă, precum și exerciții de tragere cu armamentul de la bord. Dragorul Maritim 25, efectuat exerciții de remorcaj, reaprovizionare pe mare, un exercițiu de conducere a grupărilor de nave printr-un canal dragat, dar și o serie de exerciții pe care le desfășurăm și la cheu, exerciții de vitalitate, exerciții de comunicații complexe. Exercițiul Shield Protector a fost o bună oportunitate pentru echipajul corvetei 264 de a exersa întreaga gamă de misiuni care intră în capabilitățile navei. În cadrul exercițiului Shield Protector 20, elicopterele Puma Naval au executat misiuni specifice de căutare, de salvare a oamenilor căzuți în apă, misiuni de tragere și apuntări pe fregata Regina Maria. După 4 zile pe mare, navele au revenit în porturile Constanța și Mangalia, iar fregata Regina Maria și-a continuat activitățile de instruire, desfășurând o serie de exerciții pe mare cu navele americane Porter și Wakhil, corveta bulgărească Reșitelni și corveta Kinaliada din Turcia. Pe mare au fost desfășurate exerciții de manevră și evoluție, exerciții de respingere a unui atac aerian, precum și exerciții complexe de comunicații. Suntem într-o stare bună de pregătire după o perioadă cu puține ieșiri pe mare. Exercițiul s-a desfășurat în foarte bune condiții, ne-am atins obiectivele de instruire și am demonstrat capacitatea de reacție a forțelor navale. Shield Protector 20 a reprezentat o evaluare a nivelului de instruire al echipajelor navelor după perioada stării de urgență și un antrenament util în vederea participării navelor la exercițiile multinaționale din perioada următoare.